Că nu mai avem sprinte enciclopedice, ci doar pretenții enciclopedice. Ori Curianu era un om de o cultură pe care și astăzi mie e greu să o înțeleg când a avut un sol de săvârșească în timp atrescu. E bine, Curianu, știți foarte bine, ucenicul lui Eliade, se distanțase la un moment dat de maestrul lui, fiindcă în privința mintele de asta, fiindcă Eliade spunea foarte simplu și asta a rămas pentru toți intelectualii și cercetătorii noștri până astăzi, nu doar unii, și străini, definiția cea mai elementară. Nu? Mitul este o narațiune sacră. Bun? Prin urmare, orice nu are un conținut sacru sau apropiat de sacru sau de hierofanie, de revelarea sacrului, nu are de a face cu mitul. Nu? Acum, Eliade nu putea fi pus sub semnul întrebării decât de cineva care ar fi avut cel puțin o cultură apropiată de Eliade. Ei, Curianu o avea și își permite să se distanțeze de Eliade și nu oricum, ci drastic. Și la modul radical, din nou, folosesc acest cuvânt al radicalității în asocierea cu conceptul de mit. Și el spunea că mitul trebuie văzut ca ceva spectral, ca o distanță. Deși ceva metafizic, să spunem, dar și ceva foarte coerent, în sensul linearității. Și m-am gândit, dar e foarte apropiat ce spune Sojeniț, în depildă, în Arhipelagul Gulag, mi se pare, nu știu dacă nu cumva în pavilonul canceroșilor, dar cred că totuși în Arhipelagul Gulag, atunci când se referă la memoria noastră, a esticilor, a celor de sub cortina de fier, și anume spune că nu avem nimeni, nu are niciun fel de cultură a memoriei. Noi nu știm ce este memoria, fiindcă noi știm doar ce ni s-a spus că este memoria. Și atunci spune, nu putem reprezenta memoria ca pe ceva continuu, ci ca pe ceva punctat, ca niște puncte de pauză. Și atunci, prin această discontinuitate, cum poți să te raportezi sau cum poți să ai pretenția că poți să formulezi fie și bazele unei memorii? Oricât de aproximativă această bază, dar cum se poate acest lucru? Prin urmare, este o imposibilitate, este un absurd. Și atunci poți să te gândești altfel decât esticii, la memorie și la mine. Poți să le spici altfel occidentalor, bineînțeles, care, după cum vedem, din prezentările colegilor noștri, au avut șansa să se în analizele teorice și mai departe. Până la Eta Thunberg, sau cum spune, că e un șoară care are copilărie, dar are pagină de Facebook activistă, nu? Am exibit. O mini ecoactivistă. Alo, nu mi-e bineînțeles. Sunt mai multe lucruri teoretice, dar nu vreau să vă plictisesc acum, cred că sunt foarte aproape de momentul incendiar. Mai bine să vă dau câteva exemple, apropo de tipul de relație între memorie, mit de mitizare în totalitarismul românesc. Și v-aș propune o proză scurtă, arhinecunoscută, din păcate, se numește Gulliver. Este scrisă de Alexandru Moncu Subinski, un personaj la rândul lui, încă nu știm dacă mai trăiește și a lăsat familia, copiii, toată Europa, a trăit ca om astăzi prin Scandinavia. Nu se știe dacă a și murit. Is now exiting. Nu s-a mai reeditat și așa mai departe. El avea o glumă la literele din București. Mergea ca să-și parodieze și satirizeze profesorii, mergea la tinerii colegi din anii mai mici, înainte de examinarea orală, și le spunea, vezi orice răspuns, tu se introduci acolo pe Monciu. Și spui cum, așa cum spune Monciu, mare filozof chinez, și totul se spune extraordinar și trece examenul. Bineînțeles că toți profesorii la un moment dat s-au întrebat, mă, cine e Monciu ăsta? Că n-am citit nimic de Monciu. Asta era una dintre farsele pe care le-a făcut Monciu Subinski și a fost unul dintre marii noștri, alături de Goma, trebuie remarcat și acest lucru, marii noștri disidenți. Când un coleg de-al lui a fost închis, a protestat public și a scris și a pierdut tot de fapt
o conștiință verticală până la cap. E bine, am scris două cărți au apărut în timpul comunismului, una de reportaje parodice și Rebarbor, de proze scurte. Da? Una dintre acestea mai vorbitări, cum spuneam, la Gulliver, în care este vorba despre o femeie și fiul ei. Foarte simplu, soțul este pe calea război, nu știm în care, la care război. Și bate cineva la ușă și spune, bună ziua, aveți șobolan? Eu sunt responsabil cu igienizarea. Păi nu știu, dacă poate în pod, n-am auzit nimic. Omul foarte meticulos, despre care spune copilul Tele, naratorul de 14 ani, apropo. Foarte importantă și această perspectivă narrativă. Spune, nu arăta om de la deratizare, ci mai degrabă semna un profesor sau un muzicolog. În fine, și prinde un sac întregi de șobolan. Deja imaginea aceasta cred că e destulă, încât e de ajuns cât să ne readucă țurțurii la o zonă de confort spre inconfort. Cu plăcere. Și strânge în satul acesta mei șobolanii și spune copilul la plecare, ești curios ce fac cu șobolanii ăștia, așa? Spune, da, poți să vii mâine la mine ca să vezi ce fac. Și merge copilul cu acest individ și în camera casei lui, care e o clădire somptoasă, trebuie să spunem și acest lucru, este o vană în mijlocul camerei. Și are o cușcă specială, scoate cu un șobolan. Și în această cușcă cu gratii, cu, mă rog, nu e o cușcă obișnuită, ies picioarele șobolane pe care acest individ le taie cu fratele. Dacă puteți să procesați imaginea, amulțiți-o. De cu toți șobolanii va face același lucru. Ce se întâmplă cu acești șobolani? Vor umple această vană și se vor comporta ca niște târâtoare. Bun? Țineți minte prima imagine. Mitică, nu? Șobolanii fără picioare, transformați niște târâtoare într-o vană, într-o casă somptoasă. Într-o proză de text, scrisă în timpul comunismului românesc și publicată. După această imagine, în afara casei este un labirint din improvizat aproape, din lemne, în care copilul, alături de acest maestru, diavol, înger, nebun, sau poate pur și simplu o fire excentrică, nu știm, îi prezintă șobolanii pe care are în fiecare dintre compartimente. Unii sunt orbi, alții sunt siamezi, alții sunt iubiți, alții sunt torturați. Dar la intrarea în acest labirint scrie libertate și rațiune. Și copilul care pe atunci e fascinat și învețoșat și mirat, știți, scuzimea copiilor, care fac din orice un mit, nu? În copilărie, începe să râdă și nu se mai poate opri. Și râde cu lacrimi. Poate ca un impuls nervos, nu? Individul ființa aceasta excentrică îi spune nu se rușine, cum râzi? De ce râzi? Păi de libertate. Cum să spui libertate când toți sunt închiși? Și râde și mai departe. Și e exasperat acest individ, acest cerber, acest, nu știu cine este, tot vă dau niște posibilități de înțelegere. Și zice, uite, deschid ușa. De ce nu iese nimeni? Nu asta înseamnă libertate? Deci eu le ofer libertate. De ce niciun șobolan nu ies? Eu le îngrădesc eu libertatea? Nu. Bine, copilul spune, hai că înțeleg asta, dar zic, nu înțeleg rațiunea. Mintea lui necoaptă, nu? Dar la vârsta în primele întrebări fundamentale, ce este rațiunea? Și atunci, omul îi spune, rațiunea sunt eu. Derulați tot ce v-am spus până acum că a făcut acest individ și ajungeți până la rațiunea sunt eu. Și omul îi spune, acum închid cu ei, îi spune copilului și nouă, bineînțeles, că toți acești șobolani sunt oameni. Toate aceste cuști sunt societate. Nu mitul libertății a fost oare primul dintre toate? Nu e și mitul creștin, nu? Liberul arbitru, nu? Zeii, nu? Uite, v-am făcut din plămada mea.
În fine, e o poză foarte puternică. Cred că v-ați dat seama, e și kafkian. Dar nu pot să asociez cu nimic altceva. E când m-au întrebat de la diverse instituții și, mă rog, organizații, ce să se traducă în Occident. Traduceți-te o proză ca asta. Un autor polonez, Sukasis, un roman întreg despre un șobolan. Cum vede un șobolan în lumea? Cum Matei Vișnie are un roman senzațional, distopic, dezordinea preventivă, să mă numește. Ce-ar fi dacă, uite cum e acum cu Schengen, nu se întâlnesc șobolani și spun, v-am lăsat mii de ani pe voi, oamenii să conduceți lumea. Eu cred că am avut bun simț. Dar n-ați evoluat deloc, noi am evoluat. De mâine noi vom conduce lumea. Și șobolanii conduc la propriu, concret, lumea. Ce? E mitos? Nu, e demitizarea asta. Credeți? Câtă etică există în mitologizare, în mitizare și câtă idee? Până la urmă. Are memoria sau conștiința noastră, are o etică ei? Bun, v-am dat un exemplu pe Alexandru Munciu Subinski. Nu știu dacă v-am convins că e o proză senzațională, dar sunt sigur că v-ați dat seama că nu seamănă cu nimic altceva din ce avem noi în literatura română. Pentru mine, el e în centrul canonului, de exemplu. Toți este. Îți rămâne în cap, îți rămâne. E cu un Kafka român, e un Kafka român. E și poți să pui și Hrabal și așa mai departe. Un al doilea exemplu mi-a venit în minte, cum vorbim despre Nietzsche, faptul că și nu doar el, și Deleuze are și Gilbert și Genet, o teorie prin care spun că orice formă de memorie, ca orice formă de mit, la un moment dat ea se însuflețește, zice, sau se deplasează pe măsură ce devine o formă metonimică de narațiune. Deci orice memorie, orice mit, are un conținut metonimic. Ce se întâmplă atunci când nu se mai poate mișca, nu se poate însufleți, cum zice teoretician. Ce anume însufletește mitul sau narațiunea? În cazul nebunilor nu există memorie. Asta e foarte interesant. O spune un francez, nu mai știu care acum, care spune că toți oamenii sunt asemenea, memoria oamenilor este asemenea corăbilor. Toate parcă merg foarte bine, dar la prima furtună toate le derapează. Cu o singură excepție, nebun. Care își mai au conștiința furtunii, mării sau furtunii, sau mă rog, un spațiu agresiv exterior. Și m-am gândit la o proză care înseamnă la oaltă și acest concept al mitului, al demitizării și al memoriei și al deconstrucției sau construcției, mă rog, narrative prin perspectiva unui nebun. Și m-am gândit la o proză uitată și astăzi, Moartea lui Ipu se numește, de Titus Popovici, care pusese, cum știți, scenaristul regimului și, mă rog, un prozator extrem de talentat, care a murit într-un accident de mașină în timp de la vânătoare 90. Deci, el încă o ducea bine după 90 dacă mergea la vânătoare. Dar vrând să țintească un animal din mers, s-a întâmplat, mă rog. În fine, scrie, prin anii 70, scrie 70-71, nu mai știu exact, scrie Moartea lui Ipu, care este vorba despre armata de ocupație germană, care într-un sat românesc trebuie să se răzbune fiindcă le-au fost ucis un soldat. Și dacă până mâine nu spun oamenii cine e vinovatul, vor avea toți de pătim. Și satul, ca în antichitate, ca în primele manifestări umane din peștere, se întunesc și pe tot ce se face. Evident că nebunul este cel ales. Și aici începe adevărata teorie a nebunului, cum spunem noi. Nu știu dacă nu avem voia să spunem nebun, dar era în șah, dacă știți, în română, în șah se spune nebun la piesa de șah. În engleză e bishop. În alte limbi e diferit. Eu n-am întâlnit nicio altă limbă. Nebun e nebun. Definiția piesei de șah este că e întotdeauna imprevizibil. De aici este. Închipare. Bun. Și îl convin pe nebunul satului să accepte vinovăția tuturor. Spui că tu ești vinovat și da, noi îți vom face un mormânt extraordinar. Vom dansa un priveg, nu s-a mai găsit. Și nebunul și închipie. Și mintea lui crește mituri. În conștiința lui se formulează alte date.
Narațiunea începe să capete sens în mentalitate. Este exemplu perfect de relație dintre narațiune, mit și subconștient, neapărat conștiință. Toată lumea este fericită. Toată se întâmplă ceva și nu o să deconstruie ce la sfârșit și nebunul nu are parte de această, această celebritate, nici măcar postul. Iarăși nu seamănă cu aproape nimeni. Și un al treilea exemplu, hai să spunem, pe partea de naratologie, dintr-un roman mai cunoscut, dar necitit, din păcate astăzi, doar mereu discutat, Galeria Cuviță Sălbatică de Constantin Țoiu, care merită citit cu creionul în mână, adică orice, inclusiv comentând tabloul. E și asta o problemă, apropo de parantezele literaturii române. Nu mai avem scriitori, oameni de cultură care să viziteze și să înțeleagă, să asimileze fapte de cultură, imagini de cultură, tabloul, să meargă la ăștia. Țoiu, de exemplu, scria despre balet, scria despre teatru, scria despre pictură, despre orice. Acum, între ce? Păi m-am uitat pe Netflix și mi-a plăcut filmul ăla și am scris un roman. Nu mai avem generații de oameni culți care scriu romane și o să se spună că sunt elitist, dar nu, e vorba de cultură. În fine, e o altă formă de demitizare, paranteza asta. Și în acest roman, apropo de a crea tipologie naratologică, hai să spunem așa, este un personaj, un invalid. Exact se numește, care toată ziua ce zice, stă pe geam sau în fața casei și se uită la lume. Și nu știe ce se întâmplă. Tot ce vine spre el sunt știri sau fragmente de știri. Nu? Și aceste frânturi care ajung la el se transformă, bineînțeles, în mituri. Dacă eu trebuie să reconstruiesc din ce îmi spun alții realitatea, orice formă a realității capătă sau devine narațiune mitică pentru mine. Mai departe devine memoria mea, pentru că eu nu particip la acele lucruri. Și are mai multe personaje, are conexiuni cu mai multe personaje de pregătire diferite, de caractere diferite, care participă la aceleași acțiuni și pe care mai apoi le narează lui. Și el înmagazinează nu doar memoria urbană, să spunem, sau socială, ci însăși memoria lui. Știți, poate cel mai frumos mit al umanității începe cu Homer, marele orb. Să fii orb și tu să-ți creezi mitologia umanității printr-un poet. Mi s-a părut asta de neimaginat. Și apoi vine celălalt mare orb din secolul al XX-lea, nu? Borges, care zice că nu totul a fost scris sau că noi scriem totul, acum noi moderni scriem totul, ci totul este scris, scris cu S mare sau scrisul, mai pe înțelesul nostru, cu articolul final. Totul este scrisul. Și că această mitologie, această utopie finală este pâinea noastră ce ai toate zilele. N-am apucat să prezint absolut nimic, pot să încep. Mulțumesc. Să știți că chiar n-am citit nimic, calculatorul a fost deschis, dar cu ecranul absolut negru. Deci în orb, ca să se potrivească cu personajul. Am văzut negru în fața ochilor. A văzut negru în fața ochilor. Mai e voie să spui așa azi, chiar. Sper că da, nu știu, ce m-am putea să ne-ai găsit albastru în fața ochilor? Ar fi frumos, nu?